Flashback. Ne întoarcem în timp. Ianuarie 2019. O mașină. Doi actori celebri. Nu chiar celebri. Mă rog, doi actori normali și un concept îndrăzneț. Teatru în mașină. Cu o temă pe măsură, economisirea. V-a plăcut? V-ați înscris pentru o cursă cu noi și acum suntem gata pentru prima reprezentație. Să vină publicul! Bună! Bună ziua! Bună ziua! Eu sunt Vlad. Eu sunt Otilia. Salut! Eu sunt Andrei, îmi pare Cristian. Bine. Piesa pe care o să o vezi astăzi se numește Doi frați. Numele personajului meu este David. Eu joc fratele cel mic. Eu o să-l joc pe Marius, pe fratele mai mare, că na, sunt mai experimentat. Tema este economisirea. Tu economisești? Da și nu. Da. Serios? Da, sunt un om foarte econom. Mai mult de 20% din venitul lunar. Economisiți mult, puțin? Deloc. Deloc? Deloc. A, atunci e perfect, ați venit exact unde trebuie, că asta e tema piesei. Ce vrei să faci cu banii sau n-ai un plan concret? Păi uite, de exemplu, anul ăsta avem nuntă. Aaa, se întâlnice ați bun. Ești pregătită? Foarte pregătită. Rac! Liniște, se sting luminile. Ignorăm traficul, nu sunt mașini, nu sunt claxoane. Aș vrea ca șoferul să nu uite de trafic. Nu, noi uităm. Noi fiți uităm. Foarte uităm, liniștite, da. Sunteți în perfectă siguranță. Așadar, ne aflăm în biroul domnului Steriade, un afacerist prosper. Asta e taică-meu. Și taică-meu. Dragii mei, avem o problemă. E ceva foarte important. Încep să îmbătrânesc, am multe pe suflet și mă pregătesc pentru pensie. Oh, dar ești prea tânăr pentru asta, tată. Da, pe dracu, el de-abia așteaptă să ia locul lui tata. Și spune-ne, tata, cui ai să lași compania moștenire? Căruia dintre noi doi? Am pentru voi o probă foarte importantă. În fiecare lună primiți de la firma mea un salariu frumușel și văd că vă pricepeți să-l cheltuiți foarte bine, dar aș vrea să văd dacă vă pricepeți să îl și economisiți. Așa că aveți la dispoziție un an. Cel care va fi cel mai chibzuit dintre voi doi, cel care va face cele mai multe economii în acest an, va prelua întreaga mea afacere. Asta e gongul, că n-avem nici gongul. S-a terminat atunci, asta a fost atunci. Mi-este foarte frică. Păi de ce? Pentru că n-am reușit să economisez nimic, ba mai mult, am și făcut datorii. Cum? Mi-am cumpărat un telefon, dar n-aveam telefon ultimul tip, are 4 camere. Plus că am dat avansul la un televizor care și ăsta e 8K. Televizor? Da, și m-am dus și în vacanță. Nu e bine, David, nu tu e ai reușit bine. Să economisești ceva? Da, am reușit. Cum reușești? Eu nu reușesc să economisez niciodată, nu mă pricep să fac chestia asta, pur și simplu. Păi uite, te învăț eu, nu e greu. Sandwich-ul pe care ți l-am dat dimineața. A fost foarte bun. Așa. Mă crezi dacă îți spun că sandwich-ul ăla nu a costat nimic? Cum adică? Nimic. Păi uite, pâinea făcută de mine în casă. Așa. Cașcavalul făcut de mine în casă. Păi sandwich-ul avea și roșii, ai făcut și roșiile tot în casă? Nu, dar ar fi o idee. Și lucru cel mai tare, fii atent, mă tun singur. Te tun singur? Mă tun singur. Uite cum sunt acum tuns. Eu m-am tuns, dar te rog să nu încerci din prima. Ia ceva mai simplu, că asta e grea și nu se ți iasă. Păi, frate meu, nu credeam că o să ajung să zic asta, dar tu chiar ai ceva în cap. Intrăm în figurați temători în biroul tatălui. Care dintre voi este destul de vrednic să moștenească imperiul? Așadar, moștenitorul meu este... Tensiune. Asta e tensiunea. Mulțumim frumos. Tată, trebuie să-ți spun adevărul. Nu am reușit până în acest moment. Frate meu. Tată? Dă-mi voie să spun un lucru la care nu te așteptai. Nu ai un fiu demn să-ți preia moștenire compania. Ai doi fii. Cum așa? Că eu și fratele meu nu am cheltuit și risipit aiurea banii pe telefoane, televizoare sau alte lucruri care nu ne trebuiau, ci am economisit împreună, ca doi frați, ca o familie. Voi, copiii mei, nu vă închipuiți ce înseamnă pentru un părinte să-și vadă ambii băieți atât de capabili. Iar eu ca frate, bineînțeles, l-am ajutat, chiar dacă el e așa cum e el, pentru că până la urmă e fratele meu. Am învățat ceva foarte important, că este foarte bine să fii conștiincios, să fii economicos. Econom, exact. Am spus că fratele meu știe toate cuvintele, e foarte deștept. Piesa noastră cam asta a fost, pe aici se termină. Da. Mulțumim. Un aplauz pentru noi. Excelent!
Asta a fost piesa noastră, Doi frați, varianta de mașină. Mulțumim că ați participat și că ați fost interesați de economisire. Noi ne pregătim deja de viitoarele noastre proiecte, teatru în submarin, teatru pe trotinete și teatru în excavator și teatru în baie. Da. Până atunci vă așteptăm la Teatrul Clasic pe scenă, eu la Teatrul Metropolis și la Teatrul Dramaturgilor Români, eu la Teatrul Mic, la Teatrul Național, la Teatrul Bulandra, la Teatrul Evreiesc, la Teatrul Metropolis, la tot felul de teatre. Vlado Gigan și actorii, toate.